G2A, scufundă-te într-un ocean de reduceri. Caută mai multe detalii în descriere. Bună dimineața, România, bună dimineața, București și bine v-am regăsit, dragii mei, la un nou episod de Subnautica. Pam, pam, param, pam, 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 pam. Bă, de ce a făcut computer chip-ul? Stai așa, am nevoie de aici de... Fui de capul meu. Bine, mă, lasă-mă. Am înțeles, e ok, e în regulă. Cred că pe tine vreau să te pun înapoi. Două secunde. Nu, ăsta. Bine, ăsta. Bun, și acum întrebarea este... Îmi dă 3 torpile pentru 2 titanium. Oh my god! Load this onto the 4th section of your Seamoth. Oh, 1, 2, 3, 4, 5... Nu lipsește una. Stai să pun la loc aici niște titanium. Două secunde. Așa. Oh my god, ok. Ce-am făcut? Am scos toți piperii de acolo și i-am pus cu sare și de asemenea am scos și un reginal pentru că se făcuseră 3. Să văd diferența, deci 32-44, da? Deci, cum vă spuneam că acești pești reginald par să fie mult mai șmecheri decât piperii noștri obișnuiți. Ok, dude, hai să vedem aici la tine. Welcome aboard, Captain. All systems online. Cred că pe tine vreau să te pun acolo. Bag de seama că aș lua apa asta de aici. Aici e iar altă scule. Stai că știu că sigur am undeva aici cu... Nu, asta e altceva cu semnale. O să vreau să intru acolo. Pac, 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 pac. Așa, hai să păstrăm la noi una așa. Trebuie să le fur pe astea. Ok. Țup. Păstrăm mâncare la noi? Hai să păstrăm o bucată de mâncare la noi. Ok. De aici vreau să fur unul din semnalele astea. Landmass. Asta cu landmass bag eu de seamă că probabil o să fie... E prea mare, una din insulele pe care le-am descoperit deja, dar na, zic și o să fie acolo. Deu de-un cap 4 aici. Ocupă unul singur, păi și atunci de ce nu mai lăsa de-a trecută? Ok, după aia vreau să ieșim de aici cu Seamoth-ul. Aboard, 100, perfect. Și vreau să scoatem. Așa, vreau să scot de aici upgrade-ul ăsta, bag eu de seamă, cu perimeter defense. Și să îl pun pe ăsta cu torpile. Pa. Și acum tu îmi spui mie că aceste magnifice torpedoes... What? Serios? Doar câte 4 odată, bine, presupun că dacă mai punem unul aici, s-ar mai face. Forță 100%, ia mă, poți să te scot acum? Nu mă lasă mărlanul să scot spațiul inventar, am aș avea suficient, da. Hai să ne întorcem. Ca să-l punem magnificile torpedoes la locul lor. Băi, eu aici sper din tot sufletul că am eliberat asta, da? Corect. Așa, aici. Ultimul upgrade la mătăluță. Nu știu, hai să facem unul special numai pentru torpedoes.
Așa, toată lumea fericită? Cred că toată lumea fericită acum. Hai să, pot să modific numele? Nu văd să mă lase. Știi ce de curiozitate? Nu aici, aici. De super curiozitate. 5. What the hell? Ok, interesant ce pot să zic. Bun. Hai să te punem pe tine la loc, ca să avem cât de cât un pic de spațiu acolo. Așa, domnule. Cred că suntem gata. Să mergem la o nouă plimbărică. Două secunde, mai vreau să mai iau puțin de mâncare de aici, ca să mă duc cu burta plină, ca să zicem așa. Ca să mă duc casă. Ok, am zis că vrem să mai scăpăm din astea. 22 cu 15. Eat. Ok, și hai să mai luăm unul. Hai că mâncăm mai încolo un picuț. Bun, domnilor, hai să vedem unde sunt aceste magnifici. Deci landmass detect. Aș vrea bookmark-ul ăla să mă duc să-l iau de acolo, pentru că am uitat eu data trecută de el. Hai măi. Așa. Îmi repejur acum cât încă e lumină. Oarecum. Deci am pus un marker acolo la geyser. Așa, landmass detected și geological formation. A fost interesant, uite, vedeți, să-mi zică și distanța până la ele. Da, presupun că nu e mare problemă. Bun, așa, pick-up beacon. Mersi, ești un scump. Așa, și hai să mai formăm niște chestii pe aici, dacă tot suntem. Hup. Cupru, cupru, e bine cupru. Mă gândeam că e aur. Deja eram pregătit să fac un mic reșcuit. Bun. Așa, domnule, hai să mergem mai departe. Mi se pare că fusem pe aici totuși un cristal. Unii ești tu. Știi ce am observat? Am observat că se mișcă mult mai bine jocul. Bam. Ok, mersi. Se mișcă mult mai bine jocul. L-am pus pe V-Sync în primul rând și în al doilea rând l-am dat la medium settings. Deci pur și simplu fapt că nu trebuie să lucreze la 80 de cadre pe secunde sau cât lucra înainte, se mișcă extraordinar de bine acum. Parcă se încarcă lucrurile mai rapid, nu știu, deci nu știu care e șmecheria, dar se mișcă mult mai repede. Ceea ce într-un fel e un pic ciudățel, adică pui mei... Why? Bă, hai să venim aici cu Simoth-ul. Pentru că sunt foarte curios să-mi testez, adică mă gândesc că poate întâlni niște monstrulești ceva. Și aș fi foarte curios să testez. Hai mai 5. Torpilele. Parcă vă cădăm acum de un calamare. What? Vedeți, deși tot așa se încarcă oarecum pe parcurs, măcar nu mai are aceeași agățare, nu știu cum să-i zic. Ce ești tu? Tu ești ceva ce trebuie scanat? Nu se știe. Câte animăluțe sunt pe aici, dude? Bun, ok, hai să vedem cum putem noi testa. Mai 5 nu face... Ah, dar nu era 5, era 4.
Așa, măi, apăsam pe 5 ca tâmpitul. Bun. Dacă ține apăsat în continuu. Ce ești nebun, aia e o mini gaură neagră în puii mei. Oh my god. Deci trebuie să găsim acum ceva care să-l testăm, vă dați seama, nu? Nu putem să-l lăsăm așa. Se pare să fie niște plantuțe ceva pe aici. Mă, monstrule și ceva. O să cred că cer un monstru. Bine, mă. Ce plântuțe sunt astea? Poate mă pierd pe aici. Mie mă stai așa. Aoleu, și sunt și dintre alea care te... Uite aici nu pare să fie. Ia stai să-l mișcăm un pic mai repede jos. Ba da, sunt și aici. What is this? Ice plant. Plantuță cu ochi. Ia, yeah. Și îmi zici ceva de ice plant? Flora. Ice plant. Înțeles că nu zice absolut nimic. Bine, mă. Hai să ne încercăm norocul pe o plântă. Tu. M-a atacat ceva. Welcome aboard, Captain. Ce m-a atacat, mă? Aia m-a atacat? Halul ăsta? Ia mai să vedem. Jesus Christ. Nu cred că i-a făcut absolut nimic. Wow. Deci absolut nimic nu s-a întâmplat acolo, nu pot să cred. Cred că o lipitoare din asta a fost. Cred. Nu știu. Mama lor de lipitori. Da, că mi-a dat și damage foarte, foarte mic. Nu mi-a dat un damage foarte mare. Câte lipitori pe metru pătrans pe aici? E enervant așa cu o prostie din asta mică. A venit ziua. Stai că eu cu cuarțul sunt aici pe metereze. Tererere. Corț. Vino în coa, mă, căcați așa tu. Fraților, deci avem nevoie de sticlă, ceva de speriat. Tu ce ești, mă? Mercurior? Mă, lasă-te. Nu se știe ce este, ăsta e lisiu. Mercur, am descoperit. Uite și aici, iarăși. Descoperim de-astea noi. What? Dar ce ciudat că abia-l vezi pe stâncă. Hello. Oare la ce-o fi bun mercurul ăsta? Uite o chestie la care n-am stat să mă gândesc. Inventory is full. Ok. Chestia la care nu am stat să mă gândesc până acum. Mercur se găsește sub formă de cristal în natura? Sau cum? Așa, hai să mergem jos la Cyclops ca să ne golim inventarul. Știi ce? Hai să pun markerul ăsta aici.
Ok. 32, încă nu avem nevoie să mâncăm pe asta, dar asta cred că putem așa și mai avem acum două spații libere cu care să ne distrăm. Aici sare, aici sare. Să luăm de aici un litiu. Și mai avem noroc de o de-asta de mercur. Eu nu vă... Uite aici una. Gata, domnilor. Asta deja nu mai merge, da, corect. Pam 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 pam. Bun, dragii mei, hai că suntem pe sfârșitul episodului. Ajungem aici la primul semnal, Geological Formation. Pare să fie undeva în subteran. Mai asta e așa de curiozitate. Rift back. Da, deci nu e, mă așteptam să fie zi, să fie insula, de fapt, acolo. Stai așa, stai așa, dacă tot am prins un rift back, că nu știu când mai prindem. Vino cu-a. Am două torpile, vino cu-a. Hai să vedem ce se întâmplă cu tine dacă îți tragem un torpido. Pur și simplu la trage în mijloc și atât. Da, și pe azi mișcă mai departe. Vii după mine, vii după mine. Nu pare să vină după mine, ok. Nu, bun atunci. Oameni buni, stați așa, că eu am uit, eu sunt cu, mă rog, mințile mele peste tot, vai de mama noastră. La mulți ani! Azi e 1 iunie. Am uitat complet. Deci să ne creșteți mari, frumoși, puternici. Să fiți iubiți. Și să, nu știu, tot ce vă doriți voi, presupun, nu? Episoade mai lungi, alea. Mă, dragii mei, eu vă mulțumesc foarte, foarte mult pentru atenția acordată. What the hell is this? Asta este? Nu se știe, o să vedem în episodul viitor exact cu ce se mănâncă. Dacă ați rămas cu noi până acum, un mic like, un coment, un share, ajută foarte mult, poate o abonare dacă n-ați făcut-o deja. Bună seara, București! Bună seara, România! Pe data viitoare!